Bună ziua, dragi gemeni, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracoscope by Mary. Astăzi efectuăm love scope-ul vostru pentru luna ianuarie 2021. Voi v-ați clasat în luna decembrie 2020 pe locul 7 din punct de vedere al vizualizărilor la momentul înregistrării. Vom extrage și pentru voi două seturi de cărți de oracol, o carte din fiecare set. Și veți vedea dacă rezonați cu mesajele primite și dacă da, cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți sau poate vă vor ajuta la luarea anumitor decizii. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Și de asemenea, citirea se aplică și pentru cei care au ascendentul Luna sau Venus în Gemeni. Haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte. Căsătorie sau mariaj. Și cea de-a doua. Vise sfărâmate sau neîmplinite sau cineva te-a dezamăgit. Haideți să le luăm pe rând. Deci, cartea Mariajul sau Căsătoria vine cu mesajul atragi împlinire emoțională și iubire necondiționată în viața ta. Și în special în viața de căsătorie sau în mariajul pe care îl ai. Și chiar dacă nu sunteți căsătoriți legal, în sufletele voastre există acea dăruire și acel respect, ca și când ar fi soțul sau soția ta. Se poate spune că între voi există tot un mariaj, pentru că doar o hârtie oficială nu consider că eu personal. Nu consider că poate să declare o căsătorie, o poate să o declare doar oficial. Dar dacă în sufletul vostru nu există, degeaba există acea hârtie. Deci, indiferent dacă sunteți legal căsătoriți sau nu, atrageți, când vine această carte în etalare, atrageți acea împlinire emoțională și iubire necondiționată în relația voastră și veți simți această energie și aura în jurul familiei voastre sau a relației voastre va fi electrică, atrăgând exact ceea ce ai nevoie în momentul de față în relația voastră. Este o abundență de fericire, de împlinire emoțională, de împlinire a relației, de fericire, cum am mai spus, de bucurie și toate acestea vă vor înconjura în acest timp pe voi ca relație. Cheia spre fericire este să te bucuri și să fii binecuvântat sau să te simți binecuvântat că ai o astfel de relație în viața ta. Armonia, bunăstarea sunt toate posibile în această perioadă. S-ar putea să fie și anumite momente de celebrare și de bucurie, de sărbătorire în familia voastră. S-ar putea să fie vorba de un nou membru în familie, fie prin adăugirea unui membru, fie prin naștere, fie prin logodne sau logodnă. Copiii te vor face foarte mândri în această perioadă. Oferă-ți timpul liber familiei, mai ales atunci când au nevoie de tine. Pentru unii dintre voi s-ar putea să se reîntoarcă anumiți iubiți sau iubită din trecut.
Această carte simbolizează uniunea perfectă și în business, dar și în viața personală. O minunată experiență te așteaptă, spune cartea. O nouă viață este pe punctul de a începe cu venirea acestei cărți în etalare, cu un partener special care te va face să te simți iubit, respectat. Sau s-ar putea să fie începutul unei relații de prietenie, deci un nou început, o nouă relație. Relațiile care au probleme s-ar putea să și le rezolve și să devină mult mai armonioase și familiile să crească și să înflorească, spune cartea. Este un timp excelent și perfect pentru cei singuri să se pot liniștească sau să se așeze la casa lor, în special dacă au un partener care îi așteaptă. Deci poate sunteți singuri, nu sunteți în relație, dar aveți pe cineva care vă așteaptă. Și acum este timpul perfect pentru a lega ceva, o nouă relație, și dacă veți lega sau tot ce veți lega și veți începe acum, în această perioadă, sunt șanse mari să fie o relație de durată și, cum se zice, o iubire veșnică care va dura totdeauna. Haideți să vedem ce ne spune cea de-a doua carte, pentru că vedeți că numele cărții spune vise sfărâmate sau cineva te dezamăgește sau te-a dezamăgit. Deci această carte vine cu aceste indicii: dezamăgire, inimă frântă, supărare, tristețe, pierdere. Sunt iluzii temporare, spune cartea, care ți-au sfârmat idealurile și visele. Visele tale, țintele tale, idealurile tale despre iubire se pare că ți-au fost frânte. Un vis pe care l-ai ținut foarte drag în inima ta sau o relație de iubire te-a dezamăgit sau a eșuat într-un anume fel. Doar voi știți despre ce este vorba, fiecare aveți situațiile diferite, dar speranțele tale și credința ta sunt acum deșarte. Ceea ce îți rămâne puternic este doar adevărul și cu adevărul vei ajunge la triumf. Deci chiar dacă doare, trebuie să vezi adevărul și dacă este cineva care te-a rănit cu privire la acest mariaj, este posibilitate să refaci dacă îți dorești, dar aia înseamnă să ierți. Să ierți și să nu mai aduci în discuție, să nu reproșezi, să nu revii în discuțiile tale cu privire la acest la această dezamăgire. Pentru că dacă vei aduce tot mereu în discuție și vei reproșa persoanei că te-a rănit sau te-a dezamăgit sau te-a înșelat sau ți-a provocat durere, nu vei ajunge decât la ceartă și cine își dorește să aibă ceartă în relație? Nimeni. Dacă ești pregătită să ierți, ierți odată pentru totdeauna, fără a mai aduce în discuție ceea ce a greșit persoana cealaltă. Dacă nu poți să ierți, închei orice legătură și mergi mai departe. Fiecare veți ști cum vi se aplică aceste mesaje în funcție de situația voastră. Eu, dragi gemeni, vă doresc o lună ianuarie minunată, un început de an cu multe binecuvântări și succese pe toate planurile.
Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, puteți să vă realizați tot ce vă propuneți. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!